Ne-am gândit astăzi să discutăm puțin despre tot ceea ce înseamnă prevenția dermatologică. Uneori, o simplă aluniță poate indica o afecțiune mult mai gravă. Despre alte boli, da, de piele, cum ar fi dermatita atopică, despre cum să folosim corect aceste creme cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate aceste sfaturi și informații utile le vom primi astăzi de la invitata mea, doamna dr. Claudia Artenie, medic primar dermatovenerologie la ProLife Clinics. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați revenit la noi! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și spuneam, da, după ce am aflat de la dumneavoastră, trebuie să recunosc, luna mai este și luna cancerului de piele. Unde ne situăm, doamna doctor, ca și incidență a cazurilor de cancer de piele? Știm că suntem cumva în top. Așa este, cancerul de piele este unul din cele mai frecvente cancere, atât în Uniunea Europeană, în Europa, cât și în Statele Unite. Cancerul de piele reprezintă nu numai melanomul, care este o afecțiune mai rar întâlnită, dar totuși destul de frecventă la nivelul atât a tinerilor cât și a vârstnicilor. Dar mai ales a carcinomului bazocelular, un carcinom benign care apare ca o pată, un mic nodul sau o mică ulcerație, o leziune care nu doare la început, nu deranjează, dar nu trece în 4-6 săptămâni cu diverse creme pe care pacienții le utilizează acasă. Deci prezența unei leziuni, a unei pete, a unui mic o leziune asemănătoare, un mic coș care nu trece mai des la nivelul feței, dar și la nivelul trunchiului sau a brațelor, trebuie să vă pună un semn de întrebare și ar fi bine să vă prezentați la medicul dermatolog pentru o dermatoscopie, o metodă rapidă, neinvazivă, nedureroasă, care constă în vizualizarea diverselor leziuni de pe față, de pe trunchi, de la nivelul pielii, cu ajutorul acestui aparat, dermatoscopul, care ne mărește de până la 10 ori. Am înțeles. Mulți dintre noi considerăm că dacă apare o leziune, spunem că o să treacă de la sine, fie ne adresăm medicului de familie sau discutăm cu alți medici. Însă vreau să insistăm foarte mult pe acest control, da, făcut cu aceste dispozitive care văd exact structura acelei formațiuni. Da? Așa Deci nu doar cu este. ochiul liber e suficient să Așa punem un este. Nu este diagnostic. suficientă nici fotografia care o facem acasă. Este util măcar un examen dermatoscopic pe an la toate persoanele, indiferent de vârstă. Acest examen trebuie făcut doar de către medicul dermatolog, întrucât el este cel care cunoaște cel mai bine pielea, cel mai mare organ cutanat. Este bine, într-adevăr, și să ne autoexaminăm, lucru pe care putem să-l facem într-o oglindă, acasă, măcar o dată pe lună sau o dată la 2-3 luni. Dar dermatoscopia în cabinetul medicului dermatolog este necesară și utilă. Ea poate salva vieți, descoperirea în fază incipientă a acestor cancere de piele poate fi foarte utilă. Bun. Cancerul de piele este de mai multe tipuri, Da, nu? așa Ne este. puteți explica? Există un cancer benign, carcinomul bazocelular, cu o frecvență, cu o incidență foarte mare, care este o pată, o leziune, o ulcerație, un nodul, mai des pe zonele fotoexpuse, adică față, dar și scalp, urechi, trunchi, mâini.
Un alt, acesta nu dă niciodată metastaze, da? Deci este, deși poartă denumirea de cancer, de carcinom bazocelular, nu trebuie să vă fie foarte frică de el, întrucât nu metastasează niciodată. Dar nu în se schimb, poate transforma în... Acesta nu. În schimb, o persoană care a dezvoltat odată un carcinom bazocelular mai poate dezvolta de-a lungul vieții un alt carcinom. Chiar am mai mulți pacienți care prezintă multiple astfel de leziuni de carcinoame. Ajungerea din timp la medicul dermatolog poate să trateze această afecțiune ori prin intervenție chirurgicală, ori cu ajutorul anumitor creme sau medicamente. Bun. Un alt cancer este carcinomul squamocelular, care este într-adevăr puțin mai invaziv, dar relativ mai rar întâlnit. El poate da metastaze. Diagnosticul trebuie pus de către medicul dermatolog în urma unei dermatoscopii, dar și a biopsiei, a unui examen anatomopatologic efectuat la microscop de medicul anatomopatolog. Un ultim cancer foarte des întâlnit și care nu este de dorit este melanomul malign. El este așa numită rățușca cea urâtă, apare ca un nev, un alt fel de nev, care este o leziune la început puțin mai închisă la culoare sau nu, are margini asimetrice, dar diagnosticat din timp poate să ducă la un prognostic foarte bun. Am pacienți care în urma campaniei din luna mai, de acum 14 ani, l-am diagnosticat și am tratat această afecțiune și pot să vă zic că acest pacient pe care îl urmăresc de 14 ani și nu este singurul, dar este într-adevăr cel mai vechi pacient pe care îl urmăresc cu melanom, se poate considera norocos fiindcă a fost diagnosticat și tratat la timp. Acest melanom malign cum se tratează? Se tratează prin chimioterapie? Prin alte tipuri de medicamente? Tratamentul se face în funcție de stadiul bolii. Așa. Prezența unei leziuni mai deosebite la nivelul pielii și ajungerea în stadii inițiale la medic poate să nu necesite chimioterapie, da? Poate să necesite doar urmărire atât oncologică cât și la medicul dermatolog, o urmărire în funcție de stadiul bolii, măcar de 2 ori pe an, timp de 5 ani și periodic, dacă anumite leziuni, anumite alunițe pun un semn de întrebare, sunt mai deosebite, ele se pot exciza. Desigur, se face o anatomie patologică și în urma rezultatului se stabilește dacă rezultatul. Bun, acum ca și număr de pacienți, în general sunt femeile mai predispuse la cancerul de piele sau bărbații? Nu aș putea să vă zic exact dacă femeile sau bărbații, dar oricum... Sau persoanele care se expun mai mult la soare? Da, exact. Persoanele care se expun foarte mult la soare, da, persoanele cu piele deschisă, cu ochi... albaștri sau verzi, exact, da. Dar și persoanele cu piele închisă pot să prezinte acest cancer. El este mai frecvent în rândul persoanelor după 35 de ani. Este bine să ținem minte că prezența unei leziuni după vârsta de 35 de ani, a unei leziuni care arată altfel pe piele, trebuie să vă pună un semn de întrebare și să vă adresați unui medic dermatolog pentru o dermatoscopie. Se spune că acele alunițe închise la culoare, care aproape se înnegresc, sunt periculoase.
Așa este? Nu neapărat. Nu numai culoarea neagră poate să fie un semn de întrebare. Uh-huh. Există într-adevăr și anumite criterii, criteriile ABCDE, A însemnând asimetrie.